Au, dinții mei. O poveste de Dr. Reiko despre cum trebuie să avem grijă de dinții noștri și să ținem departe musafirii nepoftiți. Tineri adoră dulciurile. Uneori mănâncă chiar prea multe. O tabletă de ciocolată, o bucată de prăjitură, apoi niște acadele, câteva bomboane și în final bea un pahar mare de limonadă. Ce bune sunt! Tinel nu ar spune vreodată nu dulciurilor. Dar el nu știe că nu este singurul care se bucură de gustul dulciurilor pe care le mănâncă. În timp ce Ronță e fericit, o bandă mare de mâncăcioși se bucură la fel de mult ca el. Cine sunt ei? Unde sunt ascunși? Mai este foarte puțin până când Tinel va afla despre cine este vorba. Au! Au! În această dimineață, Tinel s-a trezit cu o durere cumplită de dinți. Toată ziua s-a văitat și și-a ținut fălcuțele în palmă. Poate ar fi bine să merg la stomatolog. Cu siguranță el mă va ajuta să scap de durerea asta, și-a spus Tinel. De cum intră în cabinetul lui, doctorul Măseluță îl salută cu prietenie. Bună ziua, Tinel! Ce s-a întâmplat? Îl întreabă el, văzându-l cum își ținea mâna la falcă. Hai, intră și așează-te pe scaunul ăsta special. Aha, așa, deschide gura cât mai mare, spune doctorul Măseluță. Foarte bine, acum stai nemișcat. Cu ajutorul unei lupe speciale, doctorul Măseluță se uită cu atenție la dinții ursulețului. O, strigă el, aici este o întreagă armată. O bandă de mici moștri s-a instalat în gura ta. S-ar zice că se pregătesc chiar de o mică petrecere. Ia să-i privim noi mai de aproape. Doctorul Măseluță se uită cu atenție. Ce credeți că a văzut oare? Marele Bacterius și cumplita lui bandă se distrau de minune în gura lui Tinel. Ciocolată! Wow! Înghețata mea preferată! Super! Limonadă cu mult zahăr! Bacterii și prietenii lui nu-și mai încăpeau în piele de fericire. Ascunși printre dinții ursulețului, savurau aromele și gusturile la fel ca Tinel. Imediat ce acesta mânca o nouă porție de dulciuri, întreaga bandă de bacterii sărea în sus de bucurie strigând: Mulțumim, Tinel, mulțumim! Și imediat începea petrecerea. Cu gura plină, Bacterius și banda lui dansează, se dau huța-huța și se ling pe degete. Dar cum întotdeauna ce este prea mult strică, la un moment dat mâncăcioșii încep să se simtă tot mai rău. Îmi este rău, spune unul dintre ei ținându-se cu mâna de burtă. Și mie, geme marele Bacterius, mă duc să mă culc în patul pe care mi l-am săpat în dintele lui Tinel. Vai, ce spectacol înfricoșător! Ați avea multe de învățat doar privindu-l. Afară cu voi, bacteriile! Și asta cât mai repede, strigă doctorul Măseluță. Pentru început, să curățăm foarte bine toți dințișorii, adăugă el. Cu o mișcare sigură trage un aparat agățat lângă scaunul pe care stă ursulețul. De îndată, un jet puternic de apă stropește dinții lui Tinel și curăță tot ce întâlnește în cal. Ajutor! Strigă mulțimea de bacterii spurtată de valul puternic. Așa, spune stomatologul. Acum vom aspira puțin ca să îndepărtăm și ultimele resturi dintre dinți. Și acum să vedem... Oare am scăpat de toate bacteriile? Oh, nu, încă nu! Marele Bacterius este bine ascuns în culcușul său. Ha, 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 nu m-ai prins, îi spune el mândru. Știe că este bine apărat de caria săpată în dintele lui Tinel. Însă, cu ajutorul lupei, stomatologul îl zărește imediat. Știu ce trebuie să fac ca să-l scot de acolo,
îi spune el lui tinel. Nu trebuie să-ți fie frică, nu va dura mult. Aparatul o să facă doar un pic zgomot. Zzzz. În tot acest timp, tinel stă cu minte pe scaun și nemișcat. Încolțit, marele Bacterius țâșnește din ascunzătoare și încearcă să se ascundă cât mai repede înalt dințișor. Dar jetul de apă îi vine de hac și îl duce departe. Victorie! Dragul meu tinel, din cauza că mănânci foarte multe dulciuri, această bandă de Bacterius are exact mediul necesar pentru a se înmulți și a săpa carii în dințișorii tăi. Din cauza acestor carii te dureau dinții. Tinel, îi explică doctorul Măseluță. Aceste bacterii rele își făcuseră culcuș sub smalțul dinților tăi. Acum că am scăpat de ele, o să repar carile pe care le-au făcut. În cel mai scurt timp, dinții lui tinel sunt curățați cu grijă, iar carile sunt plămbate. Uf, răsuflă ușurat ursulețul. Sper că am scăpat de ei pentru totdeauna, spune el, clătindu-și gura. Da, răspunde doctorul Măseluță. Dar în curând își vor căuta un nou culcuș. Tinel dă din cap hotărât. În niciun caz la mine, spune el. Tinel, trebuie să mănânci mai puține dulciuri și să-ți speli dințișori. Chiar așa voi face, exclamă tinel. Nu-i vreau pe Bacteriu și banda lui în dințișorii mei. De acum, gata cu petrecerea bandei Bacterius. Tinel va mânca mai puține dulciuri, apoi, după fiecare gustare, înarmat cu periuța și cu pasta de dinți, va începe vânătoarea de Bacterius. Cu atât mai rău pentru ele, însă, cu atât mai bine pentru dinții lui tinel.